Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou tutorial pe acest canal. Astăzi vom face cel mai greu tutorial posibil. O să vă învăț, oameni buni, cum să vă faceți cea mai sănătoasă și ieftină băutură din lume. Vreau ca acest episod să strângă 300 de like-uri pentru că tutorialul a fost furat de mine, de la o mică armată, o mică grupare de indieni. Așa că fiți pe fază și haideți să trecem la treabă în momentul acesta. În primul rând, pentru a începe tutorialul în forță, aveți nevoie oameni buni. După cum vedeți, în fața dumneavoastră este o masă. Dacă vreți ca tutorialul să funcționeze la maxim, aveți nevoie de o masă care să fie și plată, după cum puteți vedea, se observă rafinamentul și finețea masei, da? Deci aveți nevoie de o masă foarte, foarte dreaptă, altfel tutorialul nu va funcționa. Țineți minte, nu va funcționa dacă nu aveți o masă. Poate să aibă și o față de masă, vrea să trece la următorul pas. Avem nevoie de o ceașcă, mă rog, o cană, poate să fie și spartă, după cum puteți observa, se poate, din câte se observă, este o cană din 2007, autentică. Câinii le dădea cadou la grădiniță, Moș Crăciun, la care era de fapt un moș care era plătit să ne distreze la serbarea noastră. Să trecem mai departe, următorul pas pentru a vă face cea mai sănătoare... Wow. După cum putem observa, avem un Jacobs Ice Coffee, este un Ice Coffee autentic, din cele mai vechi și pustii tărâmuri din lume. Costă 29 de bani, îl găsiți la orice alimentar, benzinărie, nu se pune problema, trebuie să fie 3 în 1, dacă nu e 3 în 1, țineți minte, oameni buni, tutorialul nu va funcționa, ascultați-mă, nu va funcționa. Aveți nevoie de un de ăsta la 29 de bani. Iar cel mai greu ingredient găsit posibil, o să vi-l arăt acum, oameni buni, aveți nevoie de un bidon de apă. Oameni buni, ascultați-mă aici, tutorialul nu va funcționa dacă nu aveți acest bidon de apă, țineți minte. După cum putem observa, este izvorul muntelui, așa este tradus în română, nu-i nicio problemă. Acum că am fost plătit să le fac reclamă acestor produse, haideți să vă arăt cum ia naștere cea mai bună și autentică băutură din lume. Țineți minte, tutorialul nu va funcționa dacă nu veți pune și voi obiectele așa. Haideți să trecem la treabă. După cum putem vedea, trebuie să deschidem în acest mod această cutie. Din cealaltă parte, din cealaltă parte, trebuie să deschidem în acest mod această chestie de ice coffee. Trebuie să nu pierdem nici măcar un gram. Costă 29 de bani. Nu ne putem permite. De ce, morților? E 29 de bani. Se deschide mai greu. Uite, așa se va deschide. După care, fără absolut nicio tremurare de mână, trebuie să turnăm. Trebuie să turnăm foarte drept, fără să mai rămână nimic, da? Putem să ne uităm și noi. Bă, mai e ceva? Nu, nimic, ok? După ce am făcut aceste, oameni buni, ascultați-mă, tutorialul nu va funcționa dacă nu urmați toți pașii. Vom lua apa din Nihagara și o vom turna cu foarte mare precizie, oameni buni. Aveți grijă că trebuie ca apa să fie turnată foarte bine, nu foarte multă, nu. Opa, cred că am pus prea multă, ce se întâmplă? Dar haide, treacă de la mine pentru că sunt foarte bogat. O să-mi permit să mai cumpăr altă apă. Trebuie să turnăm până se face aproape plin ca să ne putem bucura de toată cantitatea pe care vom avea, nu foarte mult. Dacă puneți mai mult, oameni buni, credeți-mă, tutorialul nu va avea efect, oameni buni, nu va avea efect. Iată că a sfârșit cea mai grea parte din tutorial. Trebuie să luăm cu foarte mare precizie o lingură. Opa, asta e prea mare, nu-i nicio problemă, vom găsi alte. Opa, am găsit o lingură foarte mică. Vreau să fiți foarte atenți la următoarele mele explicații. Trebuie să înfingem lingura cu foarte mare precizie, cu foarte mare precizie, repet, și să amestecăm. Aveți grijă cum amestecați, cu cât amestecați mai repede, cu atât puteți să faceți. Ce s-a întâmplat, oameni buni, a căzut pe jos, futut. Oameni buni, dacă voi nu veți face la fel, repet, tutorialul nu va avea efect, deci trebuie să faceți fix la fel. Această porțiune nu este dată degeaba pe jos, oameni buni, ascultați-mă. Acum amestecăm cu foarte mare finețe, o batem ca pe ouă sau ca pe fetițele care ajung după ora 10 seara în casă. Și după ce am făcut toate aceste, oameni buni, este complet gata. Este foarte rezistentă și foarte comestibilă, oameni buni, foarte comestibilă. Oameni buni, dacă nu ați făcut exact ca mine tutorialul, repet, tutorialul nu va avea efect, puteți să spuneți că l-ați făcut degeaba. Dacă îl veți face fix la fel ca mine, după ce veți bea, o să vă simțiți ca în al 11-lea cer, oameni buni. Hai să-mi bag. Mă gândesc mai bine, cu 30 de bani puteam să cumpăr o Eugenie.